Salutare, oameni buni, eu sunt Cătă, iar astăzi e timpul să agăsăm ceva. Din câte vedeți, sunt în duș. Acum m-am spălat repede. Vezi că am venit de la el de acasă până aici. Au zis că el nu face duș, că el e curat. Da, da, normal. Acum o să ieșim din duș și o să-l căutăm pe... A, tu aici erai. Stăm la o bere ca băjeții, ca să da, prindem curat. Paharele ca ai. Bă, da. Stai că nu pot să stau. Ai mă mai pot ridica. Așa. Stai, băi, bă. Nu, cred că numai unul poate. Da, nu, treci-mă acolo, stai jos. Că avem ceva de vorbit. De mă să stai jos. Nu merge. Mi apare, dar nu. Ba, gata. No. Bine. Așa, în sfârșit am reușit, oameni, deci. Bă, îți văd bașele. Deci, Mihai, spune. Îți văd bașele. Ce zici, cumpărăm o mașină tare și mergem la femei? Nu auzi că îți văd bașele. Bine, mă, lasă-mă în pace, scurate măcar. Hai. Nu mai ai politica. N-aș pă, bă, să fii paralizat. No. În sfârșit. Nu știu, bă, vezi că aduce la altă cameră, ia un pic de treabă. Nu mere. Nu, cred că ți-e lasă să ți pui în pac cu mine. Ce? Da, mi-a arătat și mai aici. Bă, vezi că poți să mă schimb aici. Lasă-mi, bă, tu garderoba în pace, bă, dă-te de aici, bă. Deci stați, oameni, bă, trebuie să sunăm un pic și să luăm o mașină. Nu, Sparlito, Superberlito, Carbonito. Bă, gata! Ce? Hai un pic înapoi. Da, un pic să-mi iau. Ăsta aici, n-am plecat nicăieri. Poți să vezi ce-mi schimb? Hai să văd. Da, ești în costum. Hai de asta alb, nu? Da, uite, e pe tricou. Cu burtă? Dar n-ai tricou. Ce prost ești, uite, e pe tricou. Uite, e pe tricou, uite, e pe burtă, mă, țăranie. Oameni buni. Cred că o să cumpărăm un Imponte Nightshade. Vreau... E mașină. O să-mi așa albastră. Nu știu cum... Bă, Vescan, hai cu mine. Stai. Hai să mergem să luăm mașina. Hai, bă, băiatul. Ce faci? A, ne schimbăm? Dă-te, bă, că nu pot să-mi folosesc garderoba. Nașpa. Bă, stai. Bă, dă-te, bă. Mă duc la altă garderobă, trebuie să mai am una, bă, tot iahtul ăsta, dă-o dracului de treabă. A, gata, uite, am găsit alt. Bă, dar de ce nu mă lasă să mă schimb, what the fuck? Eu cred că am luat toate chestiile gratis care se puteau de la magazin. De ce? Nu știu. Să văd unde ești. Mi-au mai fac de la plăcă. No, ai terminat cu schimbatul hainelor. Dă-te, mă! Da, outfit. Luxury, de bine. Păr. Saved. Asta pum-pum. Jur că nu știu care să iau. Hai că le iau asta. Poți să-mi dau parfum. Hai, mă. Trebuie să ti dai, mă? Lasă-mi, bă, tu, Jijel Colomb. Hai. Hai, mă, Colomb. Coco Chanel. Armă! Da, mă, știu. Hai că primești arme gratis. Hai. Hai să bem iară de fericire, că am uitat că eu am un bar privat. Bazooka! Hai, mă, odată. Tu știi că ai tăferul pe aici, nu? APC. Și glanțe, bazooka. Dăm ceva de băut. Doamne, cum a turnat asta. Ok, bun. Hai că dăm două shoturi de fericire. Unde ești, Vescan? Futu-te în gură. Bartender, serving and our customer. O, bă, hai, bagă și tu două. Hai, cum plec? Stai, cum? Da, schimbeam pe asta și un pahar de gin. Hai, bă. Ia, e roz. Ce, mă? Ce roz, mă, ești nebun? Mai tornă unul să văd. Oh, ți-ai dat masca de respirat acum jos, am poți respira. Pentru alcool poți respira, nu ai bota. E un mov așa. Da, hai. Hai să mergem. Îți bat. Ce fain e. Super fain iahtul ăsta. Mi-a meritat toți banii, dar cred că o să pun spawn point-ul să nu mai fie pe el. Exit. All exit iaht. Și pe tine te-a dat afară. Da. Îmi place, știi? Ieși de o ușă și după aia ne scoate pa... Eu ies singurul pe ușă și pe aia ieșim doi. Ok, hai sus. Mamă, ce vreme. De cacao.
Păi dimineața, man. Am ajuns mai repede. Agățatul se face de dimineață. Hai, sui sus. Sui în dreapta, mă. Bă, nu? Alcoolistule! Vezi că nu mai ai voie să bei, că ești pe medicamente. Mă, bă, pune. Bă, bag piciorul, nu pute... Bă, trebuia să mut barca. Păi, bă. N-am înțeleg, ia, tu, în fiecare lobby mă costă să-l mut. Ce naiba? Păi... Adică ce naiba, o dată mutat să-mi rămână mutat. Am nu dat 25.000 la fiecare mutare, mai am 10 milioane deja. Să duc banii oameni, bă, să duc banii chirie. Nu mai avem bani. Și plus că am înțeles, o zi îi 1000 de dolari, ceva în genul. Pe zi trebuie să dau 1000 de dolari pe iaht, întreținere numai sau ceva în genul. Bă, dacă te gândești, adică ce nu-i bă, chiar tu așa. Tu mergi cu mine la un apartament, la casă, de fapt. Păi merem și mergem după. Stai, ce-i cu casa asta mică albastră de lângă? Aia mea. Asta de lângă? Da, de aia o vezi cu albastru. Păi aici vrei? Nu aici, la aia în care ai și tu. Păi mă duc la apartament să-mi iau mașina. O, futu-ți apartamentul. A, da, stai că trebuie să sun la asigurări, cred că să-mi iau T20-ul. Aterizează și eu elicopterul. Da, de parcă mă pricep. Așa e, lasă, merg bine. Dar nu mă pricep. Hai, rapid, ieși jos. Ei, m-am dat jos rapid, e fuj. Am să ți-l explodez. Muha. Haideți să vedem. Ne-a venit mașina. Dacă a venit, unde n-ai bă, mai pus-o chiar? În loc la... cred că în loc la motocicleta aia. Da, da, da. Oh, ce frumos e, mă. My name is Bond. James Bond. Sunt baful ăla și-i cătărăm. Fă-te mă că Doamne, vine! Doamne, cum e mașina asta? A făcut burnout în primei 100 de metri, ce naiba? M-am lipit de munte. Au. Ai prea multă lumină. Nooo! Am luat un stâlp, putu-i. Mă duc să-mi iau și haine. Bine, poate am luat mai mult stâlp. Bă, dar ce merge așa greu? Mașina e foarte frumoasă, numai că e ciudată. Da, dacă tot hai să o schimb și pe asta un pic. Nu știu ce să zic, adică gen, e foarte, foarte ciudată mașina asta. Nu, 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 frână, 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 mitruț. Ia mă, tot ăsta mi-e carbon, RG-ul. Au. Stai că... Doamne, dar asta face burnout pe loc, ești nebun. Da, așa am și eu carbonizor acum. Deci trebuie să o reparăm, trebuie să-i dăm o armură de 10.000 de dolari, niște break-uri de 35.000. Dar ce? Stai pe chestia asta. Wheelie bar, ești nebun? Da. Am o chestie numită wheelie bar. Da. O pun, nu știu la ce mă ajută. Side exit, exhaust. A. Tu ce dracu tunezi, mă? Ceva avionaș. Dog bar hood. Așa, wow. Când ieși, că și-o zaci. Stai o secundă. Light. Nu, light, headlight. Headlight, stock. What? No, fuck! Am cumpărat de door, Xenone. Unde asta nu știu ce înseamnă, primary color, cromat. Oh my god, nu. Nu știu ce culoare să o fac, sincer, n-am nici mai fac idee. Ceva mat aș face. Orange mat. Secondary color. Dacă am dat acolo E pentru beast, poate mă pune pe mie. Ah, nu. Bun. Roll cage îmi trebuie? Ce zici? Dar mi-am pus pe mine mașină. Îmi pun, fac de shit. Mașina pot să vând la 400.000, hai că nici nu e așa rău. A drag wing. Asta drag wing îmi place. Suspensii. Băi, ești nebun, deci mașina e mega extra low și pot să o fac și mai low, nu mersi. Hai bă, odată. Da, un pic să-i bag un turbo. Și o transmisie de race. Aie, bă, la mea.
Oh, geantele, trebuie geantele, trebuie high-end stone. Nu prea stă, să-i stă bine cu geantele astea. Mai sniper, măi. Mai. Sim niște geante faine. Da. Deci mi-aș lua pentru lowrider-ele alea, știi, ăla cu dolarii. Nu e dracu-i beast-ul. Nu, dollar și la wheel color. Da. Știi că dacă ia răzmuie la un polițist, vine polițistul cu tine. What? Da. Nu știam de ce vine după mine, de obicei. Stai o secundă, hot pink hot, da? Air design. Hai, vei. Gata. A, da, stai că trebuie să fun geamuri, fumuri. Să nu le pun blană. Numai așa un pic light smoke, așa frumos. Uite ce frumos e mașina. Uitați și light smoke. Hai de capul meu. Tu vezi, mă? Ce e, mă? De ce ai pus de la de drag? Uite-te, mă, uite-te la mașina asta. Da, mă, știu. Hai la magazin, hai. E bună mașina asta. Au. Hai, cine magazin să iei. Hai, capul meu, ești nebun. Ce tare e, ce? Hai că mă chinui să vin după tine, nu și-o merita banii mașina asta, e super tare, da. Hai zis. Oh, ce fain e și volanul. Am accelerație pe prostie. Hai! Bravo, bă, cât te pricepi. Trebuie să-mi... Stai, mă, stai. Dă-te, mă, stai, mă, ușor. Ce-i, mă? Că nu e ușor să fii legal. Ok, am lovit ceva. De ce merge aici? Magazin. Hai că n-a pus pe accelerație, că de-a pus pe accelerație iară să-și strică ceva. Mă, bun, să iei și pot cumpăra de poți. Da, putem să-l remorcăm pe sniper cu chestia asta? Aia e chestie de aia de draguri, ești prost. Da, știu, dar poate merge. Doamne, ferici, pantalon la tot. Ok, nu merge așa. Mașina nu-i tare lovită, deci s-ar putea să pot să iau prostituate cu mine. Păi, vezi care, pot să-mi duc prostituatele pe iaht. High pants, lol. Nu, dar chiar o să încercăm, gen, chiar o să încerc să duc prostituatele pe asta. Bine, până ți cumperi tu haine, o să mă duc să pun mașina asta și în viața mea să nu mai folosesc, pentru că nu-mi place deloc. Deci, da, arată frumos, dar e un rahat. E un handling de tot rahatul pe ea, sincer. Adică dar orice upgrade de face, tot e de rahat mașina. Deci, oameni buni, dacă vreți să vă luați mașina asta, eu vă zice că nu își merită banii. Da, nu, acum fiecare cum crede. Mult mai bine vă luați ceva de 500.000, gen un race jester și blană mașina aia. Atâta îmi place mașina aia, pur și simplu am pierdut-o că i-am dat replace. A, da, ți am zis, băi, vezi că ne când i-am dat ăsta, când i-am dat replace la mașina aia. Bă, ce era Thais? Cravate? Thais, da. Cravate. Am vrut să zic, era să zic cravăț. Cravăț. Hai mai o dată rablă, deci asta e rablă pe roți. Trebuie să-mi duc înapoi ATV-ul. Bă, aici sunt pișeturi. Vorbește frumos, țărani. Nu știu, naiba știe ce sunt acolo. Nici nu mă prea interesează, mă crezi? Oh, nu, nu, aici. Da, știi că în toate magazinele e aceeași marfă, nu? Da. Da? Haide, mă. Doamu, ce vrei să-ți faci, mă? Ei, și albastru să-mi fut. Ce sună garajul ăsta ca și cum aș freca toată mașina de garaj? Ce mașină? Ah, da, uite, dracu ăla. Oh, deci Darius, bossul, tocmai mi-a trimis un mesaj. Deci stați că ne luăm chestia asta și o mutăm. Vreți să-mi lasă aici? Ok, mergem cu ATV-ul. Băi, vezi că unde ești? În shop. Da? Serios? Da, cred că odată va trebui să asta... Să-mi schimb casa și să, gen, dacă tot îmi schimb casa, să-mi asta, să-mi mut mașinile. Am găsit tot felul căuturi și dacă eu nu mai le cumpăr. Wow, tocmai am lungit drumul. Vin să te iau? Dar n-am mașina în față. Bine, mă, n-ai tu așa ceva. Da. Pare eu că n-ai așa ceva.
Vin cu cea mai tare chestie pe patru roți. No, vin să te iau sau nu? Nu, mă, mă duc la până la casă, du-te la casă. Eu mă duc, la care casă? La vilă. Eu mă duc la apartament. M-am săturat de casă. Bag piciorul în casă. Trebuie să-mi las mașina, n-aibă aici. Deci... Au, cum dar gâtul. eram blocat în mașină. Ai! Long time no see, baby. Long time no see. În sfârșit ne urcăm înapoi în T20. Iubesc mașina asta. Uitați-vă la ea, cum se turează. Duf, și am lovit ceva înăuntru, dar nu-i problemă. Am lovit ceva în garaj. Am dat jos semnul cu ăla de aida, mă, asta. Zii, e cedarea trecerii. Acum eu am prioritate. Stai că vine acolo. Dar nu vreau să-mi bag mașina în garaj. Oh, ce frumoasă e mașina asta. Oh. Da, oameni buni, dacă vreodată vreți să vă luați o mașină în GTA 5, I'm telling you, luați-o asta. Punct. Băi, vezi, Can, ce zici? Te duc să-ți arăt lacul. Nu. Hei, hai, sui sus. Puși, mă, te faci că fugi de mine? Ia de aici. Gata, am călcat o femeie. Mă! Na! Prosiși, mă, de unde ai ieșit? Mersi, mi-ai stricat mașina, așa acum nu mai pot lua prostii toate. Oh my god, oh my god, oh my god, unde... Wow, ce tare cum casă. Sună carbonizerul ăsta, ești prost și cum schimbă vitezele. Bă, vezi că am găsit o casă super tare, dar nu e de vânzare. Aici am intrat cu un hacker, m-a lăsat să intru aici. Wow, ce... Ai de capul meu, hai aici unde sunt eu să vezi ce tare casa asta. Wow, deci jur că asta e cea mai, una dintre cele mai tare case care le-am văzut în GTA 5. Hai aici. Wow, ce tare. No, wow. Uite, mă văd în oglinda dinăuntru, ești nebun? Păi asta nu e de vânzare, mă. Bă, nu. Uite, dar numai uite-te, nu-i foarte mega epică. Asta cred că e custom, interiorul e la custom. Interiorul custom, mă. Păi asta nu e de vânzare, omule. Asta nu o poți cumpăra. Mă sună Simeon. A mai fost în casa asta, că era un hacker care reușea să mă bage cam în orice casă. Ăla era super tare, omul, și zice, vrei să vezi niște case? Și am intrat în casa asta și era super mega epic. Uite-le aia. Uite-te, vezi că ai binoclu și tot. Ce faci, mă? Unde pleci, măi? Nu? Bă, vezi, Scan. Ce ai, mă? Bagă-te cu mașina asta să intrăm. Fii atent. Da? Uite cum patinează spatele. Ce mi-e patinează spatele un pic cu frumusețea asta? Nu, stai, aici era un drum. Hai mă, vezi cam pe lac, băi. Hai să-ți arăt lacul. Ai dă viața mea atât într-un părț, mă duc. Tocmai am găsit o chestie care... Ai o casă? No shit. Nu, nu aici, mă. Hai cu mine. Păi mai fost pe lacul ăsta? Da, bă, eu explorez toate ce pișeturi în jocul ăsta. Nu, dar serios, vreau. Ce prost ești. Wow. Nu, da, am fost cu ăsta, cu submarinul pe lacul ăla. Cum ai fost tu cu submarinul? Că nu poți să intri cu submarin. Bă, da? Nu. Ba, poți? Numai aia care vine pe Xbox sau submarin. Sau hackerii care ți-i spawnează? Bine. Am făcut un video și era un hacker random care tău spawna chestii și l-am întrebat dacă poate spawna o barcă mare și mi-a spawnat un submarin. Pana mea, era super tare submarinul. Ce? A unde tămeri? Nu știu, încerc să nu pic. Obosul. Da, acum am dau slide până în jos. Să nu. Măi, vezi că nu măi. Hai, oprește-te, băi. Ai, firer. Băi, vezi că hai să vedem, găsim prostii toate pe drum. Sau pe aici nu stau, oare? Uite câte târfe. Am călcat-o, dacă nu vrea... E bună voie, vrea cu forța. Ce e aici, mă? Sisyphus titor. CCPD, motherfuckers. Hands down. Băi, Vescan. Ce e, mă? Ce pot să-ți spun?
Ești un prost. Că m-am lovit un pom. Deci, oameni buni, cam asta a fost pentru acest episod. Se pare că n-am găsit gagici, că Vescan, de fapt bine, mașina aia nu mi-a plăcut. Speram să-mi placă foarte mult mașina și să găsim gagici, dar se pare că nu e noapte, e doar ora 2 după amiază. N-am găsit gagici și nici mașina aia nu era magnet pentru ele, deci au zis că nu vin să muncească. Ce ai făcut, măi? Zbor. Ah, ce bine e că m-am dat și eu în sfârșit cu T20, mi-era dor de mașina asta. Fucking yacht, mi-a fost rău de mare de la atâta. De la atâta yacht. Deci, ne vedem data viitoare, oameni buni, sper că v-a plăcut și nu uitați să lăsați un like. Ne vedem. Ne vedem. Pa, pa.